Hello! Dacă vă întrebați ce vă prezentăm de data aceasta la ediția Cum să porți aceeași piesă în două stiluri diferite. Eu sunt foarte curioasă de stil. V-am pregătit o altă surpriză după un alt mic experiment. Urmează susa din paiete. Pentru că tot se apropie sezonul de petreceri și Elstein Awards. Exact. Unde tema noastră este noir, glitter, extravaganță. Această fusă din paiete. Dar ar trebui să exact specificăm un pic apropo de tema de la Elstein Awards. Da. Acest dress code, tocmai că este noir, glitter, extravagantă, nu implică neapărat să fie ținut exclusiv negre. Bineînțeles, da. Da, deci este aurii, argintii, important. Orice este extravagant se califică, ca să se califică, așa. Exact. Noi o să vă arătăm această fusă din paiete. Așa. Cum se poartă? Eu sunt foarte curioasă ce vă propune Dominica, pentru că, într-adevăr... Nu prea am vorbit despre fusa din paiete. Da, nu prea am vorbit despre fusa din paiete. Am mai avut noi o variantă în care v-am propus-o, dar de vară, acum un an, cred. Mai ții exact, minte? Exact, da, exact. Și am pus tu cu o marinieră, da, ții minte. Da. E, da, acum a venit momentul să o stilizăm pentru sezonul rece. Eu o să vă arăt cum o port, cum o să port seara la o petrecere sau la un eveniment, iar Cristina o să arăt cum o purtat ziua, că se poartă și în timpul zilei. Se poartă și în timpul zilei, mă rog, ziua e un pic și o să o port cu tocuri, într-adevăr, dar într-o variantă mai casual în partea de sus, care mi se pare că se potrivește foarte ok pentru un dinner mai relaxat sau un cocktail, un eveniment unde, să zicem, nu este un dress code neapărat foarte, nu știu, elegant. Da, ci unul mai cool. Mai cool, exact. Exact. Eu o să port cu o bluză, de fapt un simplu t-shirt care are o mânecă foarte voluminoasă din tafta și care mi se pare că îi dă o eleganță specială acestui simplu t-shirt și cred că cu această fusă din paiete va arăta foarte bine. În general, negru cu paietele arată, da, este elegant. O rețetă cu este care rețetă nu aveți cum clasică, să dați greș. În care eu mă simt foarte bine. Voi pune însă... Și vine acum factorul... Acești tenis, cred că mi-a mai arătat, dar nu știu ce să zic. Eu am făcut o pasiune pentru ei, pentru este că sunt foarte mult înaltă, mai înaltă. Domnica, când nu, deci este extraordinar de înaltă. Când îi poartă tot timpul când o văd și nu se sizez neapărat ce are în picioare, mă uit la ea și mă gândesc, Doamne, dar par... parcă ce nu sunt întâmplat? Eu. Exact. Da, mi se par destul de simpatici și amuzanți, așa că o să-i probez. Dacă nu o să se potrivească, o să-i schimb și o să pun probabil ceva foarte clasic și elegant. Mie îmi place foarte mult așa. Băieții spun că e mult mai bine cu acești pantofi. Da, 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 într-adevăr, colegii noștri din spatele camerei dau așa din cap afirmativ. Deci, și tu spuneai să mai... Într-adevăr, acești pantofi cu platformă, nu prea, nu? Tu spuneai să mai pun și această curea. Îți sugerasem, da, să încerc și curea peste fustă. Așa cum arată fustă acum, mi se pare că ar arăta cool. Dar trebuie probat și văzut. Bine, așa. Bun, ia. Poftiți, vă rog. Mulțumesc. O să așezăm fusta așa un pic umeraș ca să îmi fie mai ușor. E, eu tot cu un tricou o să vin, dar unul alb foarte simplu, mai lung, mai larg de altfel. Și o să-l pui deasupra? O să-l pun deasupra, exact. Nu o să-l pun în bag în fustă, o să-l pun, opa, o să-l pun așa peste. Uh-huh. Efectiv să stea super relaxat și... O să pun și acest sweatshirt deasupra pentru o variantă mai sport a ținutei. Trebuie să văd, într-adevăr, nici eu nu sunt 100% sigură cum o să arate sweatshirtul peste tricou și tricou peste fustă. Mai acolo, o să arate dar bine. Cred că, mă rog, în principiu, în teorie, da, cred o să, că e o să un detaliu foarte sport, e așa, dar ăsta. Îmi voi pune și o pereche de pantofi cu toc. Păi m-ai încurcat complet. Mergi seara sau ziua așa îmbrăcat? Oriunde. Mie asta nu mi se pare neapărat, adică într-adevăr sandalele nu aș pleca ziua cu ele. Dar în styling-ul acesta bine, și ele au o notă sport. Și ele au o notă sport, exact. Doar dacă poți să mergi pe aceste tocuri o zi întreagă. Nu pot. Le-am purtat la Elstein Awards anul trecut și la sfârșit eram... Semi-terminată. Nu, deci nu-mi doream decât să ajung acasă să mă descalz. Sunt convinsă că sunt multe dintre voi care au trecut prin aceste stări de-a lungul timpului și mă înțelegeți, dar pentru, nu știu, așa, evenimente mai scurte sau când, într-adevăr, completează perfect ținuta, sunt dispusă să mă sacrific. Pentru modă sau pentru, pentru ce? Pentru modă și pentru iubit până la urmă, că îmi place mult mai mult de mine când port acest gen de pantofi decât
nu știu, niște tenis, niște platforme sau pantofii mei albi preferați. Eu am terminat această luptă cu soțul meu. Așa, a înțeles că n-are cum să mă convingă. M-a acceptat așa cum sunt. Ne acceptă, dar n-a, cu cei mai urâți pantofi din lume. Din când în când trebuie, nu știu, să mai facem un efort pentru ei. Ai dreptate. Oricum, nu mi se par compromis aceste sandale deloc. Dar să revenim și să vedem ce... Cum arătăm. Exact.